Acum, ce chestiune mai e? Următorul exercițiu. Să se stabilească, să studieze dacă X în raport cu două de compoziție este inerț, determină elementele inversabile. Deci X în raport cu X cine este? Păi eu am câte două legi la fiecare. Dar ce mulțime? Pe ce mulțime? Pe Z. Tot pe Z, da? Deci tot pe Z ai câte două legi, sigur că da. Și este același drum, este o repetiție. Da. Nu? Tot așa, din două legi de compoziție, trebuie să știi ce trebuie să arăți. Exact. Da? E muncă. Și atenție la calcul și toată povestea aceea. Da? Și elementele simetrizate, ai văzut ce înseamnă. Poate asta mi-ar place să o fac. Să arăt... Da, astea sunt fricioase, așa. Da, vezi? Nu le puteți ghici. Dacă te duci la acolo să le intri la răspuns, n-ai nicio dovadă că numai cele sunt. Atunci trebuie să găsești tu un mod de arăționa. Ideea este asta, că X prima acela pe care îl găsești, el trebuie să fie din Z și atunci, când cel să fie din Z, găsești o formă așa interesantă și găsești divizorii. Practic, te duci la o fracție și fracția să fie din Z, numitorul să fie divizor al numărătorului. Dacă ar fi să fac, aș face o mai vastă. Da, nu mai fac. Hai să vedem ce mai fac. Ia să vedem. De mulțimea Z. Nu un pic. Alea încercând. Și care e? La A2 ești acum? Nu, la E cu A3. Sau E... E ăsta, da? Și zicem elementele inversabile în cazul de care am la X compus cu Y X plus Y minus 3 și XY minus 3X minus 3Y plus 12. Deci e vorba de Z dotat cu două legi de compoziție. E vorba de legea, fiindcă cu T-ul ăsta ne încurcăm acolo și este mai obositor. Hai să spunem Z dotat cu cerculeț și cu steluță. Da? Dotat cu cerculeț și cu steluță, în care avem X compus cu Y este, deci X compus cu Y, X plus Y minus 3, X plus Y minus 3, iar X steluță Y, ai înțeles de ce, da? Da. X steluță Y este XY minus 3X minus 3Y plus 12. XY minus 3X minus 3Y minus... plus 12. Plus 12. Deci, o să ne ocupăm. În raport cu prima, că e monoide, e foarte, e grupa abeliană, e foarte simplu. Da. În al doua, că e monoid, iarăși e simplu de făcut. Da. E vorba de legea internă, asociativitatea, da, da, și găsirea elementului neutru, da, de aici. Iar distributivitatea, vreau să o fac. Și să mai fac încă ceva, elementele inversabile. Dar nu trebuie și elementul neutru în raport cu a doua. Hai să faci și elementul neutru în raport cu a doua. Da. Când trebuie elementul neutru, când vorbesc, e simetric. Ah, da. Da? Elementele simetrizate. Deci vorbim așa. Z în raport cu cerculeții grup. Z în raport cu... Cu cerculeții grup. 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 Ușor de dovedit. Da. Z în raport cu... Monoid. Dar o să facem elementul neutru. Da. Monoid, doar aici. Știm, e vorba de parte stabilă. Parte stabilă. Stabilă. Cum apoi... Asociativitate și... Asociativitate.
ca să fie și comutativ, comutativitate. Așa. Și element neutru. Element neutru. Pentru treaba asta ne ocupăm doar de elementul neutru. Da. Deci X steluță Y egal cu X, Y minus 3X minus 3Y plus 12 și noi trebuie să arătăm că X compus cu Y, X compus cu steluță Y egal cu Y compus cu X și egal cu elementul neutru egal cu X, pardon. Nu? Că egal cu X mă influențează. Și plecăm la X compus cu Y egal cu X. Ce ce ar însemna? X ori Y minus 3 X minus 3 Y plus 12 să fie egal cu X. Deci X e minus 3 X minus 3 Y plus 12 egal cu X. Da? Ceea ce înseamnă echivalent. Cum? Ducem. Noi trebuie să aflăm pe cine? Pe Y. X e minus 3. X e minus 3 X minus 3 Y plus 12 egal cu X. Da. Ducem pe X în stânga și vine X e minus 4X minus 3Y plus 12 egal cu 0. Ceea ce ar însemna echivalent. Dăm factor. Dăm factor comun pe X pe lângă E minus 4. X minus 3 lângă Y minus 4. Minus 3 pe lângă Y minus 4 egal cu 0. Adică E minus 4. Pe lângă X minus 3 egal cu 0. 3 egal cu 0, ce înseamnă că E egal cu 4, că probabil 3 este element neutru sus. Da. Față de prima. De aceea X minus 3 diferă 0. Deci E egal cu 4. Și acum, pentru elementele, pentru simetria în raport cu cea de-a doua lege, pentru a constata dacă elementele sunt simetrizabile, nu toate sunt simetrizabile, poate o parte din ele, încercăm să le găsim pe toate acele care sunt simetrizabile. Deci trebuie să X X prim compus cu X egal cu X compus cu X prim și egal cu minus 4. Asta e, nu cu 4, 4. Asta e elementul neutru, 4, da? Deci X prim compus cu X egal cu X compus cu X prim egal cu 4. Și o să iau X prim compus cu X, care este X, X prim, plus X, X prim, minus 3X, minus 3 X prim, plus 12 egal cu 4. Ce ar însemna echivalent cu? Noi pe X prim îl căutăm. Da. Deci X prim pe lângă, X prim pe lângă, X minus 3 egal X cu minus 3 egal cu 3X 3X, da minus 8 3X minus 8 adică X prim de aici X prim egal cu 3X minus 8 3X minus 8 totul supra X minus 3 de tua idei. Mai complicat aici cu 3-ul în față. Când scriem ca 3 pe lângă x minus 9. Deci 3x minus 9 plus 1. Da, deci în loc de minus 8 se zice minus 9 plus 1. Exact asta. Deci 3x minus 9 plus 1 totul supra x minus 3. Și egal mai departe cu 3 pe lângă x minus 3, nu? Supra x minus 3 plus 1 supra x minus 3. Și x minus 3 plus x minus 3 se face 3 plus 1 supra x minus 3. Și asta aparține lui Z. 3 aparține lui Z, da? Da? 3 aparține, înseamnă că ăsta trebuie să aparține. Înseamnă că ăla trebuie să aparține. Înseamnă că x minus 3 trebuie să aparține mulțimii tuturor divizorilor lui 1. Adică plus minus 1
plus minus 1. Și luăm pe rând. X minus 3 egal cu 1. Din rezultă că X egal cu 4. Ăsta este un element simetrizabil. Și X minus 3 egal cu minus 1. Adică X egal cu 2. Vine 3 și cu minus 1, 2. Deci X minus 3 egal cu 1, rezultă X egal cu 4. Da. Și X minus 3 egal cu minus 1, rezultă X egal cu 2. Astea sunt cele două elemente, 4 și 2. Mulțimea elementului simetrizabil format din 4 și minus 2. Și 4 și 2. Facem și celelalte subpuncte? Se repete acum. Da. E înțeles ideea. Vrei să le facem? Unde vrei să facem? Numai aici? Numai la simetrie? Păi da, să facem astea. În rest e... plictisitor. Da, e monotonie, da. Dar aici este interesant. Da. Facem așa. Și... hai să facem redistributivitatea. Cele de-a doua față de prima, nu prima față de-a doua, da? Deci, de X... 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 știi, la inel, inelul, dotat cu adunare și înmulțire, e vorba de cea de-a doua față din prima, nu? Prima față de-a doua. La distributivitate. Așa, da. Da? Cea de-a doua față din prima. Hai să facem că, să vedem la asta, nu se poate chiar așa face să nu meargă la distributivitate, că ar fi inel. Păi să nu merge, mai. Hai să vedem. Deci trebuie să arătăm că oricare ar fi trei elemente X, Y și Z, trebuie să arătăm că X steluță Y, X steluță Y cerculeț Z, X steluță Y cerculeț Z, este egal cu X steluță Y, X steluță Y, cerculeț X steluță Z. Nu? Asta trebuie să arătăm. Deci X steluță Y cercule Z, da. X steluță Y, steluță cercule Z. Membru stâng. X steluță Y cercule Z este egal cu, notăm cu A, este vorba de X steluță A, și steluța, spune, ne mulțim pe cele două elemente, minus 3x, minus 3a, plus 12. Unde a este x plus y, plus z, minus 3. Y plus z, minus 3. Deci egal cu x ori a. Adică y plus z, minus 3. Minus 3x, minus 3 ori a, da. Adică pe lângă y plus z, minus 3, plus 12, și egală cu? Egal cu x, y plus x, z, minus 3. X, y plus x, z. Da, x, y plus x, z. Minus 3x, minus 3x, da? Da. Minus 3y. Minus 3z. Minus 3y. A, ba da, ba da. 3. Bine așa, da? Da, 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 da. Minus 3y, minus 3z, plus 9. Plus 9, da. Plus 12. Și face egal cu xy plus xz. Minus minus 6x. Minus 6x, minus 3y. Minus 4y, minus 2y, parcă bine. De ce? Că e minus 3y aici. Și plus y ăsta de unde mi-a apărut. Plus 9, plus 9, plus 9, 9, 9. E bine. Minus 6x, minus 3y, minus 3z, plus 20, 21, da? Ăsta e membru stâng. Membru drept. Membru drept este egal cu x, x steluță y cerculeț cu x steluță
Z. Dacă notăm cu B și C. B cerculeț C. Care înseamnă B plus C minus 3. Unde B? Unde B-ul este? 3X plus 3. Nu, este XY. Nu, XY, da. XY minus 3X minus 3Y plus 12. Iar C-ul este XZ minus 3X minus 3Z plus 12. Și egal acum, continuăm sus și înlocuiesc pe B, adică XY minus 3X minus 3Y plus 12 plus C, XZ minus 3X minus 3Z plus 12 minus 3. Și face XY plus XZ minus 6X minus 3Y minus 3Z și plus 24 minus 3 plus 21. Este perfect, nu? Membru stâng egal cu membru drept. Iată-l aici. Membru drept? Da. Deci înseamnă că este distributivitatea adevărată. E posibil să fi greșit și noi dincolo ceva. Dar n-am avut unii, că doar ne-am uitat. De avem 2, 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
2 de la prima lege și încă prima lege și încă plus 2 de la a doua lege. 2 și 2, n-am avut unde greșit. A fost ceva, dar am verificat. Și dumneavoastră ce m-a uitat în urmă? Parcă mie să mai iau o dată din curiozitate și nu știu. De regulă nu prea se întâmplă să fi fost distributivitatea greșită și atunci parcă nu-i ideal. Aici am zis noi ca să terminăm cu ideea asta și să vă pot facem elementele simetrizabile, parcă nu? Sau le-am făcut aici? Nu am făcut. Le-am făcut aici. Le-am făcut, da. Am 4 no, și 2. 4 și 2, da. Corect. O altă pereche de legi. Îți spuneai tu că vrei simetrizabile. Uh-huh. Mai era asta, te-a frământat. Deci, atenție, distributivitatea celei de a doua față de prima. Da. Deci nu prima față de a doua, a doua față de prima. Da? Tot timpul. Trebuie să avem încărerea asta. Zi-mi, ce legi? Dacă ai mai niște legi mai interesante? Următoare, X. Nu știu prea, Mergem mai departe dacă nu stai da. La T3. Deci... Sunt la B. Toate același model, aceeași da. La cât la E? A2. La 2 de aici, da. Așa. Legile acestea de compoziție. Să zicem mai așa că legile de compoziție fie distributivă în raport cu a doua. Hai să o vedem. Deci, zice așa. Pe Z se definesc legile de compoziție. X cerculesc cu Y, X cerculesc cu Y, este așa, X plus Y minus 3. X plus Y minus 3. Iar X steluță Y este XY minus 3X plus AY plus B. Asta e... Da. Complicat. Da. Trebuie să determinăm A. Trebuie să zicem pe A și pe B, așa încât să fie... Da, legea a doua să fie distributivă față de prima. Da. Deci, A e egal cu cine? A și B egal cu cine? Așa încât... X steluță... A doua să fie distributivă față de prima. X steluță Y
Cerculescu Z, să fie X, steluță Y, da? X, steluță Y, Cerculescu X, steluță Z, X, steluță Z. Și de ce membru stâng? Egal cu X, steluță Y, Cerculescu Z, egal cu Y, acum o să zic M și N și B, ca să nu A și B, de așa ai băgat acolo, da? Deci să spunem M asta. X, steluță, M, care înseamnă de fapt? X ori M, plus minus 3X, minus A ori M, nu, plus A ori M, plus B. Uite, la X steluță M, înseamnă astea două mulțite, da. Minus 3X plus A, M, da. Plus B. Unde M a fost notat cu Y celuleț cu Z, adică este vorba, după legea de aici, ne adunăm, Y plus Z, da? Minus 3. Deci M este Y cerculeț cu Z, Y cu Z minus 3. Și cam mai departe cum? X ori M ori Y plus Z minus 3 X ori M. Am locuit. E rămas în urmă. Nu, am, da. Ești acum acolo? Da. Deci Y plus Z minus 3, minus 3X. Hai, dictează-mi tu. Minus 3X minus AM, adică A-ul nu știu. Deci plus A, A pe lângă. Mai bine A pe lângă Y plus Z minus 3. Și plus B. Plus B. Și egal mai departe cu XY. Hai, dictează-mă, că eu așa m-am uși. XY plus XY. Păi da, lucrez, tu lucrezi și îmi dictezi de pe cățelul tău. Da. XY plus XZ minus 3X minus 3X plus AY plus deci XY AZ plus minus 3A plus B. Minus 3A plus B, da? Și mai pot lucra un pic, egal cu XY plus XZ minus 6X plus AY plus AZ minus 3A plus B. Asta este membru stâng. Membru drept. Membru drept este X teluță Y în paranteză cercurescu X, teluță, notăm cu P și T. O, P și T. Egal cu P plus T, nu? Minus 3. Ca așa de zice legea. P plus T minus 3, da. Unde P este egal cu? Unde P este egal cu X, teluță, Y, adică XY minus 3X minus AY plus AY plus AY plus AY plus AY plus B plus AY plus B plus AY plus B e mult plus AY plus B am scris eu greșit, da? Iar Teo este X steluță Z, da. Care înseamnă? X steluță Z, adică XZ, da. Plus 3X minus 3X minus 3X XZ minus 3X plus AZ, da. Plus B plus B.
și cu P-ul și T-ul știu, ne înlocuim sus și egal mai departe cu. X, Y, minus 3X plus A, Y, plus D, da. Plus XZ, plus X, Z, minus 3X, minus 3X plus AZ cu. Așa, deci minus 3X plus AZ plus plus A, Z, plus B și minus 3. De la lege, dar minus 3. Da? De la legere acum. Și egal cu, hai să scrim egal cu XY plus XZ, XY plus XZ, minus 6X plus A, Y plus A, Z. E bine? Da. Deci plus A, X, plus A, Y, plus A, Z, plus 2B, plus 2B, minus 3. Minus 3. Ne uităm sus jos și trebuie să fie egalitate. Subliniem ca să le vedem foarte bine. X, Y, plus XZ, XY plus XZ, minus 6X, minus 6. 6X, minus 6X este, AY plus AY este, AZ plus AZ, AZ cu AZ este, da. Și 2B minus 3, deci trebuie să întâmplem 2B minus 3, trebuie să fie egal cu minus 3A plus B, minus 3A plus B, deci așa e egal cu minus 3A minus plus 2. Minus 3A plus B, da. Deci minus 2B minus 3 este egal cu minus 3A plus B. Da. Ceea ce ar însemna, dacă ducem totul într-un singur membru, ar însemna că 2B minus 1B face B. Da? Da. B plus 3A egal cu 3. Da. Okay. Am încă o dată, avem minus 3A plus B. Da, e corect. B plus 3A egal cu 3. 3 în parte de altă cu minus, cu minus, adică plus. Da. Minus, deci minus 3 cu A cu minus. B plus 3A egal cu 3. Da. Asta trebuie să se întâmple ca să fie egalitatea aceea. Ce mi-a spus, să-ți găsească determine. Așa, și am sfârșit. Încât legea să fie distributivă în raport cu. Dar vezi că am făcut distributivitatea. Noi trebuie să găsim pe A și pe concret. Însă am făcut distributivitatea, cum spuneam, din ce membru? Din partea stângă. Da. Trebuie să faci și din dreapta. Ca să mai găsim o relație. Păi, dar nu. Noi avem o singură relație acum. Spunea că la clasă n-ați făcut niciodată, făcea numai dintr-o singură parte și cu asta basta. Deci, iată că o clară situație, trebuie să facem și pe partea ceva. Mm-hmm. Să vedem. Deci ce trebuie să arătăm? Că am făcut distributivitatea din stânga, da. Acum o să facem din dreapta. Adică Y cerculesc cu Z. Y cerculesc cu Z. Din partea dreaptă cu X-ul, da? Din partea dreaptă cu X-ul, da. Înseamnă ceva să facem Y steluță Y steluță X, da? Cerculez cu Z Z steluță X, da? Asta trebuie să arătăm. Nu dau un mesaj. Ce? Mama? Vrea să gândești acum, nu? Sunt el pe internet. La lecții și termine te vedea. Membru stâng este Y. Cerculez cu Z. Steluță X. Egal. Deci membru stâng este Y. Cerculez cu Z. Steluță X. Și egal cu. Notăm cu
N, să spunem, prima parte, și vine N, steluță cu X, da? Da. Care înseamnă produsul lor? N ori X, minus 3 N. Așa era, parcă, minus 3 N. Minus 3... Plus A. Plus AX. AX, da. Și plus B. Unde N este Y. Circulez cu Z. Care înseamnă Y plus Z minus 3. Deci N este Y, circulez cu Z. Da. Care înseamnă Y plus Z minus 3. Și continuă aici. Zicem mai departe cu N. Înlocuim pe N. Să zicem Y plus Z minus 3. Totul ori X. Minus 3 pe lângă N, adică Y plus Z minus 3, plus AX, plus B, și egal cu egal cu 3. Și face Y, Y, X. Y, Y, da? O să te cântă X, Y plus X, Z plus X, Z minus 3 X minus 3 Y minus 3 Z așa minus 9 plus 9 plus 9 plus AX plus B plus AX plus B membru drept acum? Da, deci membru drept. Hai să reducem și termenul asemenea dacă găsim ceva. Deci egal cu x, y plus x, z minus 3x minus 3y minus 3z plus ax plus plus ax, nu se reduce nimic. Plus b plus 9. Plus b plus 9. B plus 9, da? Da. E bine, B plus 9, da. Termen liber ar fi aici, 3 ori 3, 9 și cu B, B plus 9. Pe de altă parte, membru drept este format din Y steluță X, în paranteză circulez cu Z steluță X. Dar Y steluță X este după rețetă, este așa. Să notăm cu T, ăsta și cu P. Da? Și vine T plus P minus 3. T plus P minus 3. Unde T este egal cu cele două numere înmulțite, Y ori X. Minus 3 Y minus 3 nu, plus 3 A. Da. Plus B. Iar P-ul este cele două ZX ZX minus 3Z plus 3 3X nu, plus 3 deci eu 3 aici. Trebuia să spun, atenție, este vorba de cele două mulțite, minus 3y plus 3x plus, nu 3, plus ax, plus ax. Da. Uite, uite ce spune, ay, da? Mulțimicea din locul 2. Da, plus 3. Plus ax plus b, nu? Da. Și cealaltă vine la p, zx. Minus 3z plus minus 3z plus ax plus b. Da. Mai ne uităm o dată. Deci P-ul este z compus cu x. Care înseamnă produsul lor? Da. Minus 3 ori cea de pe locul 1. Cea de minus A
plus A, de A ori X, C locul 2, da. Da, plus B. Da. Și acum locuim aici și zicem egal mai departe cu... Le adunăm pe astea și punem minus 3 la loc, la sfârșit. Și vine X, Y, X, Y, plus X, Z. X, Y plus X, Z. Mă, și uite așa. Da. Plus 3, Y. Nu minus 3, Y, minus 3, Z. Minus 3, Y, minus 3, Z. Minus 3, Y, minus 3, Z. Plus 2, A, X. Da. Așa vine A, X plus A, X. Plus 2, B. Și minus 3. Și ceva nu e în regulă. Și ceva nu e în regulă. Cred că nu e în regulă aici. Am zis NX. Mai luăm o dată. Suntem amândoi ateza. Da. NX minus 3 N. Da. 3 N. Plus A, cea de pe blocul 2. Și plus B. Plus tracere. Bun. Unde N este Y plus Z minus 3. Da. Și am locuit acum. În loc de N am pus Y plus Z minus 3, da, ori X. Da. Minus, minus 3, 3 Y plus Z minus 3, da, plus A ori X și plus B. Și plus B. Și este XY, da, XZ minus 3, minus 3X minus 3y, minus 3z, plus 9, plus 9, plus, așa, plus ax plus b. Da. Deci, bine. Aici, în deci, aici este în regulă. Acum, aici este xy, se pun aici de sub, ca să vedem în paralel. Xy plus xz, minus 3y, 3y minus 3z, minus 3y, minus 3z avem, așa, și plus 2ax, care înseamnă ce? Plus, pot să zic plus ax, plus ax, da, că-s 2ax, da? Da? Plus 2b, plus nu, 2b minus 3, văd. Păi, nu-i 2b minus 3, mai am ce altceva? Și ce zici că plus 9? Plus 2b... Minus 3. 2b minus 3, da? Plus 2b minus 3. Din egalitatea asta de aici, sesizăm că A-ul trebuie să fie minus 3. Da. Da? Din cauza egalității AX este AX, 3Y, 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 așa, și A-ul trebuie să fie minus 3 ca să fie identitate. Da. Deci, da, avem 3Z acolo. Unde? XY plus XZ minus 3Y minus 3Z. Păi da, avem 3Y. 3Z este sus și jos. Și Y? 3Y este sus și jos. Și X? 3X este... A, 3X plus fi A, da. A, așa. Da, da, da. Și da, AX, AX, da? AX, AX. Și atunci e obligație ca A, din da, egalitate, A trebuie să fie egal cu minus 3. Și B plus 9 e 2B minus 3. Și... care e 2B? Deci dacă l-am găsit pe A cu minus 3, am 2B minus 3, să fie egal cu B plus 9, da? Da. 2B minus 3, să fie egal cu B plus 9. Adică B este egal cu 12. Da. Și gata problema. Ia să ne verific acolo. A minus 3 și B egal cu 12. Verifică și cealaltă. Sigur că verifică. Deci perechea asta. Ai văzut? Distributivitatea a doua ne-a salvat, da, nu numai când ne-a găsit, dar am găsit concret valoarea, da, și pe acolo verificat. Și verifică și ceva. Deci vezi, dacă noi am fi mers numai pe membru stâng, da, nu... era o relație cu două necunoscute și nu aveai cum. Deși dreptul, din momentul ăsta ai înțeles bine că e și distributivitatea în partea dreaptă. Da. Și atunci, asta chiar ne-a salvat și
dacă nu verifica, era o problemă, că distributivitatea din partea stângă nu era corectă, nu? Da. Deci, abia atunci când am găsit cele două valori și aceste verifică, atunci spunem că astea sunt valorile corect determinate. Da, a fost un pic mai dificil. Asta a fost greu. Da? Când trecem la partea a doua, e mai la aprofundare, la chestiuni de astea mai subtile. Așa, ce mai este acolo? Mai ai putere să mai stai? Stai așa, stai în doi perni, nu știi ce să decizi. Facem sinteză. Hai să facem sinteză, dacă tu zici așa facem. Nu ne-am ocupat decât de partea asta de algebră, nu? Da, văd că sunt așa. Și vreau să venim să ne împărți calcul integral, că e important. Foarte important. Să vedem de acolo cum... De ce facem primitive? Care-i rostul lor? Spuneam și astăzi, oarece așa numai ca să... mai facem ceva, să mai pierdem timpuri, mai încărcăm memoria cu ceva? De unde așa se treabă? De ce? Aceste lucruri încercăm să răspundem în lecțiile care le vom face. Deci sinteza ore. Sinteza ore. Am făcut definiția noțiunii de să luăm grup, așa. Monoid, grup, inel, nu? Da. Monoidul, că ai avut nevoie și de monoid. Ce grup? Deci a fost grupul și monoidul, care împreună a fost un inel. Așa. Deci, definiția structurilor algebrice. De monoid și grup. Sau grup și monoid. Monoid. Monoid, grup, inel. Asta am văzut. Inel, da? Da. Doi. După, am făcut demonstrații pentru distributivitate. Păi, determinarea unor constante, cum am făcut aici, impunând o anumită condiții. Da. Deci, determinarea unor constante, cerând, impunând condiții. Condiții. Va fi distributivitatea, asociativitate, dacă s-ar fi fost cazul, și sunt și cazurile. Să arăte că găsească niște parametri cerând să fie, să aibă loc asociativitatea. Da. Da? În condiții de asociativitate, distributivitate, mă rog, să fie inel comutativ, elementele simetrizabile ale unui inel. Da? Așa, da. Deci, 3. Determinarea elementelor simetrizabile are un inel. Și care? Elementelor simetrizabile ale unui inel. Deci, determinarea elementelor simetrizabile ale unui inel. Cam astea au fost, da? Lucrurile importante aici. Am repetat definiția structurii de monoid, grup, inel. Da. Vezi, inelul care conține pe toate, da? Mm-hmm. Și un inel în care toate elementele sunt simetrizabile, se va numi corp. Deci următoarea... Acum noi am... N-ai făcut, dar asta e... Aprofundăm astea acum. Da, da. După... Insistăm pe asta și până cum a venit timpul. Bine, dragilor, la revedere, pe curând!